se reaprinde flacăra războiului dintre Andreea Podărescu, cea supranumită și prințesa Bucureștiului, și tatăl copilului ei. Fostul manechin vine cu acuzații de-a dreptul incredibile la adresa celui care, spune ea, nu se interesează de soarta fiului său. M-am gândit că se va soluționa măcar ceva din problemele pe care le-am discutat în instanță și că acest copil va beneficia și el de drepturile care îi se cuvin oricărui copil, dar iată că acest lucru nu s-a întâmplat nici măcar până ziua de astăzi. Tatăl lui plătește pensia alimentară? Știi, când aud întrebarea asta, deja mi se pare hilar tot, mi se pare foarte funny, pentru că acest om nu a plătit niciodată, nu a binevoit să plătească niciodată drepturile copilului și banii care îi se cuvin. Și asta nu pentru că l-ar interesa de copil sau că nu l-ar interesa efectiv copilul, nici măcar nu mai face parte din acest context, în condițiile în care nu s-a interesat de propriul lui copil de 2 ani. A existat un ordin de protecție la un moment dat, dar ordinul de protecție m-a privit strict pe mine și pe el, nu și pe copilul nostru. Nu plătește pensia alimentară, instanța a decis să-mi fie returnat toți banii de alocație pe care el și-a însușit pe nedrept 3 ani de zile. La ce sumă se ridică? Păi luna iulie, când s-a terminat procesul, anul trecut, era vorba de 6600 de RON, plus cheltuieli de judecată, plus pensia alimentară retroactiv și așa mai departe. O sumă destul de mare, nici n-am stat să calculez exact. El a cerut să-și vadă copilul? M-a contactat domnul Vlad Cosu și mi-a spus că ar vrea și domnul să-și vadă copilul după un an. Și i-am spus, ok, dar vreau să vă reamintesc faptul că nu v-ați mai interesat de acest copil de atâta timp și cel mic nici măcar nu-l mai cunoaște pe tatăl lui. Adică, scuze-mă, dacă acum copilul vede pe tatăl lui, nu-l mai recunoaște? Imaginează, nu-l vede de 2 ani, nu-l aude, nu discută cu el, nu are niciun fel de legătură. Nu... Cum să-l mai cunoască? Mi-au recunoscut că este adevărat faptul că nu-l mai cunoaște pe tatăl lui, dar că ar vrea să petreacă o oră cu el în parc. Și sincer, am fost foarte consternată de această propunere, pentru că nu se poate să fii cu atâta tupeu după atâta timp și să spui că vrei să vezi copilul o oră în parc, având în vedere că spre bucuria și nefericirea mea i-au fost acordate foarte multe vizite. Cum adică să vrei să vezi copilul o oră? Adică tu ai drept la vizită în weekenduri, nu-mi restitui niciun ban din banii pe care ai să-mi dai, dar vrei să vezi copilul o oră. Păi ce-i copilul, animal de companie, o oră în parc? Da, păi atunci, o oră faci numai în trafic. Da? Atunci l-ai lăsat să-și vadă copilul? Nu, eu am spus domnului avocat că nu sunt împotriva relației dintre tată-fiu, dar mi se pare absolut normal ca și drepturile copilului meu să fie respectate. Stai puțin, ocupă-te, mergi cu el la cumpărături, cumpără-i de îmbrăcat, cumpără-i de încălțat, cumpără-i alimente, ce are nevoie, nu vii tu și spui că vrei să vezi copilul o oră. Nu este un cățeluș pe care îl plimbi să-și facă nevoile afară. Copilul a avut probleme mari de sănătate într-o anumită perioadă. Da, a fost groaznic. În luna septembrie copilul meu a fost diagnosticat cu septicemie. La acest diagnostic a ajuns din pricina unui virus care putea să fie fatal. Dacă ajungeam 3 ore mai târziu, copilul meu nu mai era astăzi printre noi. Da, groaznic. Ce pot să spun? Nu poate fi mai dureros de atât pentru o mamă decât să afle de la medici că efectiv nu îi se mai dă nicio șansă și că situația este foarte gravă. Eu, ducându-mă însoțită de o prietenă la spital într-o duminică, crezând că are o simplă enterocolită, și am ajuns la camera de gardă și mi-au spus că trebuie să mă interneze atât pe mine cât și pe cel mic de urgență la terapie intensivă, unde am și stat 2 săptămâni. Am stat efectiv închisă într-o cameră cu copilașul meu, rugându-mă non-stop la Dumnezeu să-mi salveze, pentru că
efectiv, copilul ăsta reprezintă totul pentru mine și nu aș putea să trăiesc fără el. Și în aceste două săptămâni groaznice, tatăl copilului a venit, te-a sunat să eu am fost cea care i-am trimis un mesaj avocatului lui, aflând care este starea de sănătate a copilului. Și m-am gândit că este mult prea gravă situația încât să nu îl înștiintez. În momentul în care l-am rugat pe domnul Hosu să-l înștiințeze pe tatăl copilului o gravitatea situației și că trebuie să se ducă să plătească celulele STEM pe care nu le plătise de 3 ani de zile și care mi erau foarte necesare în acel moment pentru că mi se dădeau la fiecare oră alte diagnosticuri. La un moment dat mi s-a pus problema de leucemie, adică groaznic tot ceea ce s-a întâmplat atunci în spital. Și mi-am adus aminte că avem aceste celule STEM pe care el refuză efectiv să le plătească. Dar am discutat cu cei de la firma de celule STEM și au spus că dacă achită plata lor retroactiv, ne putem folosi de ele. Și că, scuze-mă, și la ce sumă era această plată? Nu știu să-ți spun exact, o să mă uit pe citațiile de la tribunal, pentru că nici măcar în ziua de astăzi nu a achitat acele celule. Adică nu a luat în considerare gravitatea situației de atunci, nu a făcut nimic. Mai mult de atât, a venit la spital împreună cu un prieten și au făcut un scandal monstru în spital. Ce să mai, pentru faptul că nu i s-au dat lui informații la telefon cu privire la starea copilului, probabil s-a gândit că este vreo invenție de-a mea sau ceva de genul, mă rog. Nu știu cum ai putea să inventezi o astfel de situație. Ce fel de scandal? Adică s-a certat cu medici, cu portari, cu bani? Da, a pornit de la cel de la intrare, de la portar, până la recepție. S-a ajuns la medicii care încercau să-i salveze viața fiului meu. A fost violent în limbaj? A fost foarte violent verbal. Da. Cu absolut toată lumea pe care am întâlnit-o în momentul în care a ajuns la spital. Iar medicii au venit și mi-au reproșat acest lucru, adică noi ne chinuim să vă salvăm viața copilului și el ce face? Vine și ne face tocmai nou spital care nu putem să stăm la telefon să-i dăm lui informații, că până la urmă cine l-a oprit să se intereseze până acum de copilul lui? Adică apare după 2 ani cu niște pretenții din astea. Eu vreau să-mi dați mie informații la telefon, că eu sunt... Stai puțin, și noi suntem medicii care îi salvăm viața copilului. Nu putem să stăm la telefon cu dumneavoastră, domnul. Noi trebuie să-i salvăm viața copilului. Eu nu am discutat absolut deloc cu el, pentru că motivele sunt lesne de înțeles. Acestui copil îi se făceau câte 10 injecții deodată, iar eu trebuia să-l țin. Îi se făceau câte 10 injecții deodată, plus perfuzii, s-a administrat un medicament foarte, foarte costisitor, imunoglobulină, pentru cine cunoaște. Nu mai contează cine a achitat. Cert este că... Adică asta nu. Deci, nu a venit cu o apă la copilul lui în spital. Deci a fost în stare să vină și să facă scandal doctorilor care încercau să-i salveze copilul, dar el nu s-a simțit să vină cu o apă. Deci nu s-a implicat absolut deloc în tratamentul copilului. Deși m-au sunat prietenii ai lui și m-au întrebat dacă am nevoie de ceva și l-am spus, normal că am nevoie. Sunt în spital cu copilul de o săptămână, la vremea aceea eram de o săptămână. Normal că am nevoie. Spune-i tatălui că am nevoie măcar să-mi returneze banii care îi aparțin de drept copilului meu, pentru că chiar avem nevoie de ei în această situație. Da, o să-i comunic. Bineînțeles că nu s-a comunicat nimic, bineînțeles că nu s-a făcut nimic, bineînțeles că nu am primit nici măcar un ban. Nu de la el, da? Banii lui, banii copilului meu, nici măcar în această situație cruntă. Nu. În momentul în care ne-am judecat un an și jumătate pentru custodia acestui copil, domnul Hosu a venit în instanță și a spus că este adevărat că tatăl copilului nu s-a mai interesat de fiul lui din motive strict spirituale. Adică? A vrut să se ocupe de partea lui spirituală și asta l-a împiedicat să-și viziteze copilul. Adică a trecut
o altă religie, eu știu, a luat nu calea știu, bisericii. Asta puteți să-l întrebați pe el. Ideea este că aceasta a fost motivația lui în instanță. Dar eu și cu doamna avocat am pus problema custodiei exclusive, iar domnul Hosu a precizat faptul că tatăl copilului nu este de acord cu custodia exclusivă, pentru că el ține foarte mult la propriul fiu și vrea să se ocupe de el, vrea să petreacă timp cu el, vrea să returneze banii copilului. Ceea ce nu s-a întâmplat nici până în ziua de astăzi. De când s-a terminat procesul, mi-am pierdut timpul degeaba prin instanță. Am cheltuit bani pe care puteam să cheltui cu copilul meu. Prințesa Bucureștiului ar trebui să-și schimbe denumirea în Prințesa Războinică. Dacă el va veni și își va revendica aceste drepturi de a-și vedea copilul, de a-și crește copilul. Să-și revendice după 3 ani jumate. Adică dacă nu l-a interesat până acum de copil, ce te face să crezi că o să-l intereseze de acum înainte? Adică dragostea unui părinte este de la nașterea copilului până la moartea lui ca părinte. Ce înseamnă asta? Cum adică să vină să-și revendice ce? Peste 2 ani de zile poate va vrea să petreacă mai mult timp cu băiatul. În primul rând, are un tată care se îngrijește de el, chiar dacă nu este tatălui natural. E vorba despre prietenul tău, iubitul tău. Exact. Și consider că tată este cel care te crește, nu cel care te face. Și copilul este... s-a adaptat cu acest bărbat din viața ta? Bineînțeles, în moment ce doar pe el îl vede și primește tot ceea ce are nevoie un copil de vârsta lui, de la iubitul meu, normal că îi răspunde și copilul meu cu aceeași dragoste care... Îi spune tată sau îi spune fănul? Îi spune cum vrea el. Deci îi spune și tată. Nu pot să răspund la această întrebare, nu vreau să fiu... Nu vreau să fie interpretat răspunsul meu. Și parcă nu ar fi de ajuns ce se întâmplă între Andreea Podărescu și fostul ei iubit, iată și o ultimă acuzație. Andreea, copilul a crescut, spune, te rog, merge la grădință? Din păcate, copilașul meu nu merge la grădință și asta nu pentru că nu mi-aș dori eu acest lucru. Tatăl lui nu refuză efectiv cu desăvârșire să îi dea semnătură. Având în vedere condițiile actuale și faptul că fiul meu este pe numele tatălui lui, poartă numele tatălui lui de familie, am nevoie de semnătura lui. Aceasta este procedura, din păcate, pentru mine și pentru copilașul meu, care efectiv plânge în fiecare zi că vrea și el la grădiniță, așa cum merg prietenii lui, și nu se poate bucura de acest lucru. Din cauza tatălui lui, pentru că nu vrea să ne dea acea semnătură. Ceea ce mi se pare de-a dreptul grotesc, să refuz până și educația copilului tău.